Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară, titlul emisiunii Mandatul Recordurilor, pentru primarul Negură, primarul Mihăiță Negură, primar al municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. Spre deosebire de alți primari, domnule Negură, Câmpul Lungul Moldovenesc are rezolvată problema câinilor fără stăpân. Da. Și chiar cu un adăpost modern. Bine, bănuiesc că există diferențe, cel puțin între Suceava și Câmpul Lung Moldovenesc, în ceea ce privește numărul câinilor fără stăpân. Dar, mă rog, ați inițiat un proiect și a ieșit unul destul de elegant, ca să spun așa, și imobil, și spații. Da, în anul 2012-2013 m-am confruntat cu o problemă, nu numai eu, majoritatea primarilor din județ Suceava, cu acele haite de câini comunitar prin orașe. Noi am avut un adăpost de câini până în anul 2012, construit de fostul primar, dar atât de bine l-a construit că la prima furtună, da, așa, o furtună puternică, l-a pus la pământ. Deci, și imediat când am preluat mandatul, mi-am propus să fac un adăpost de câini modern. Și vă spun cu toată responsabilitatea, și se poate verifica, este singurul adăpost de câini din județul Suceava care are autorizație de la Direcția de Sănătate Veterinară. Fiindcă o asemenea autorizație impune anumite condiții care să respecti, chiar dacă vorbim de câini comunitari. Acest adăpost l-am construit pe versantul Bodea, în care în această clădire medicul veterinar are sală de operație, cabinetul, depozit pentru hrană curată, grup sanitar, plus toate boxele pentru câini. Pot să spun și sunt mândru că am o colaborare foarte bună cu medicul veterinar. Avem un contract de colaborare și toți căței care se văd în boxele respective sunt sănătoși. Care sunt sănătoși sunt, într-adevăr, ținuți și peste o săptămână, două. Care, într-adevăr, sunt bolnavi, sunt eutanasiați. Avem contract cu firmă de incinerare și duși în localitatea, da, Roman. Unde se este practică și adopțiile? Sau? Da. Dacă ați observat, chiar au fost emisiuni pe acest subiect în Câmpul Lung Moldovenesc, în care pe platoul central s-au făcut acele adopții și nu numai pe platou. Medicul undeva într-un registru are peste 80 de adopții de câini și căței către iubitorii de câini din Câmpul Lung și nu numai. La ora aceasta, noi avem în adăpost cam 70 de câini. Am avut în total, chiar de la începutul construirea acestui adăpost, peste 600 de câini. Problema care mă confrunt este că cineva totuși aduc în Câmpul Lung și acum câini din alte zone, pentru că știu că este singurul adăpost de câini, dacă ne ducem pe o rază de 20 de kilometri la Câmpul Lung. Și atunci mă trezesc dimineața cu un cățel pe zona centrală sau într-o zonă de cartier și atunci medicul își face treaba și îi duce la adăpostul de pe Bodea. Da, investiția a fost tot din bugetul local, 1.300.000.000 și vedeți realizarea. Excelent, da. Hai să luăm două mesaje care mi s-au părut mai interesante din cele pe care le-am primit. Câmpul Lungul s-a schimbat foarte mult în mandatul domnului Negru, dar totuși ce se va întâmpla cu pârtia? Se vorbește foarte mult în continuare, da, despre ea. Chiar după meeting, ce s-a mai întâmplat? Deci, chiar, dar pe scurt să fiu, da, fiindcă pe acest subiect putem ocupa și 2-3 ore să vorbim. Cred. După acel meeting pe care tinerii din Câmpul Lung l-au organizat, am fost în audiență la doamna președintă a Autorității Naționale pentru Turism pe acest subiect. Și imediat după o săptămână, o delegație de la Autoritatea Națională pentru Turism, împreună cu specialiști, un director general din cadrul autorității, a venit la Câmpul Lung, a evaluat situația și mi-a propus ce documente să cer de la
firmele constructoare, de la avocat, și toate aceste documente să le trimit la Autoritatea Națională pentru Turism. Așa am și făcut. Chiar ieri am primit răspunsul de la Autoritatea Națională pentru Turism pentru a completa punctul de vedere final al primăriei municipiului în ceea ce privește demararea investiției și finalizarea acestei investiții. Acel material, și păcat că nu am luat acea adresă la mine, să o puteți și vedea și dumneavoastră, se vede clar intenția Autorității Naționale de Turism prin Direcția de Infrastructură Turistică la următoarea rectificare bugetară care va fi în luna iulie să dirigeze parte din bani pentru finalizarea acestei investiții. Emoțiile le-am avut în momentul când au analizat juriștii din cadrul Autorității Naționale pentru Turism, faptul că noi suntem în instanță cu liderul asocierei, o firmă chiar din Suceava, și nu mai fresc, este firma Inscomp, care este liderul acestei asocieri. Noi suntem în instanță cu dumnealor pe anumite motive trasate de către Curtea de Conturi când s-a făcut control în 2013, da? Ce au spus juriștii de la autoritate? Deci nu are nicio legătură derularea procesului în instanță cu derularea investiției și finalizarea. Deci aici aveam emoții că va fi un răspuns negativ din partea juriștilor de la Autoritatea Națională. Iată că n-a fost. Păi nu, dar chiar ați fost cumva, nu neapărat acuzat, dar tras de mânică pe această situație, că dacă n-ați fi dat în instanță, în judecată, domnul firma se rezolva problema cu 2 ani în urmă, primeați investiții. Domnul Chitov, deci, repet încă o dată, decizia instituției Curtea de Conturi pentru un primar și pentru primărie este literă de lege. Clar. Și îndeplinirea și neducerea la îndeplinirea a unei decizii Curții de Conturi este infracțiune. Așa. Deci este pedeapsă de la 6 luni la 1 an și jumătate. Deci aici nu se poate discuta, să interpretăm legea. Da. Legea este aceasta și trebuie respectată. Bun, important este că ANT-ul, prin juriștii săi, a răspuns. N-are nicio importanță. N-are nicio legătură derularea procesului cu derularea continuarea investiției. Da, și încă un mesaj. V-am spus că sunt 2. Ce se va întâmpla cu strada Ion Ștefureac, strada muzeului, cam a fost ocolită ea în ultimii ani, de fapt de mai toți primarii, scrie domnul Ion. Da, răspunsul este acesta imediat după sărbătorile pascale, pentru că vremea nu ne-a permis, pentru că a fost ploi din sori în Câmpul Lung, avem în program repararea stradei Ion Ștefureac și mai multe străzi. Traficul greu, Ion Ștefureac și mult mai multe străzi vor fi reparate imediat după sărbătorile pascale. Da, alte 2 investiții importante, domnule primar, reabilitarea grădiniței din strada Sirenei. Da, chiar am avut imagini și am comentat pe acest subiect. Și realizarea investiției alimentare cu apă în zona Bunești. Da, v-am spus, este programul Național de Dezvoltare Locală în care s-au reabilitat 12 km de rețea de apă și 300 ceva de branșamente. Da. Centrul Național de Informare pentru Turism. Vă lăudați, acum am înțeles, nu? Că în noiembrie ați dat-o în funcție. Da, un Centrul Național de Informare Turistică care l-am început ca investiție în iunie 2015, finalizată în anul tot 2015, în luna decembrie. Deja am și angajat personal specializat la acest centru. Deja derulăm program între centrele naționale din țară. Sunt peste 60 de centre naționale de acest tip. Suntem conectați la sistemul informațional. Orice turist care vine în Câmpul Lung Moldovenesc sau orice turist care vrea să vină sau cetățean din Timișoara la Câmpul Lung Moldovenesc, prin acest centru poate primi toate informațiile, inclusiv cazarea, pensiunea sau hotelul, ce poate vizita în zona Câmpul Lung Moldovenesc și nu numai în Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei și Gura Humorului, care sunt localitățile apropiate municipalității Câmpul Lungene. Deci, da, este un... Și am mai avut un centru de turism, dar nu era la
să vă spun, la toate informațiile naționale. Uh-huh. Are toată procedura de IT, toată comunicarea, toate rețelele astea. Conectarea cu sistemul informațional turistic nivel național. Da. Domnule primar, am ratat câteva ocazii să vă întreb o chestiune și am auzit că în spațiu public a fost adus subiectul că ar fi prea mulți bani cheltuiți, că nu trebuia. În perioada când arhivele naționale județene erau relocate și au schimbat sediu. S-a discutat atunci, deci asta chiar cu, eu știu, 6-7-8 luni în urmă, discutam. Și atunci am auzit pe holuri vorbindu-se că ar avea Câmpul Lung Moldovenesc, primăria din Câmpul Lung Moldovenesc, o arhivă modernă. Adică ce presupune? Și am auzit câteva discuții, mă rog, pe filiera politică, ca să spun așa, și nu neapărat de la prietenii dumneavoastră politici. Ba, cu banii, că nu trebuia, că era arhiva, că era în regulă cu arhiva, dar pe mine mă interesează ce are ea arhiva primăriei municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, un lucru atât de spectaculos încât s-a discutat la nivelul județean. Serviciului județean Arhivele Naționale. Chiar în anul 2010-2011, fostul primar a luat o decizie, consider, foarte periculoasă la acel moment, bine că nu s-a întâmplat ceva, și a mutat toată arhiva primăriei la o școală în Sâhla, o școală care nu era asigurată cu sistem video, nu era asigurată cu pază și toată documentația și arhiva primăriei a dus-o în salele alea de clasă de acolo. Bun, cum, de la sine putere? Pentru că pentru asemenea schimbare de spațiu trebuie autorizația... Deci o decizie, bineînțeles că a avut la vremea respectivă o aprobare la arhivele județene, dar parte din documente s-au deteriorat, fiindcă era într-un spațiu cu umiditate crescută, pe motiv că a riscat foarte mult. Spațiul din primărie era sub chirie, închiriat și a trebuit să predea spațiul proprietarului. Și atunci a găsit motivul, domnule, că nu avem uniținea arhiva și a dus-o la acea unitate de învățământ. Unde timp de 2 ani de zile, 2 ani și 2 ani și jumătate, a fost arhiva acolo, într-un sistem de nesiguranță totală. În momentul când am cumpărat spațiu din primărie, de la unul din proprietari, și am reabilitat primăria, cum ați văzut, primul lucru care l-am făcut a fost spațiu pentru arhivă. Și, și logic. Nu spun eu, o spun cei de la arhivele județene, avem una din cele mai moderne și frumoase arhive de primărie, cu sistem de încălzire automat, cu sistem de alarmă, cu sistemul de depozitare a dosarelor, cu sistem de glisare pe orizontală, verticală al arhivei. Și, într-adevăr, am salvat mare parte din arhive. V-am spus că multe deteriorarea unor documente aduce consecințe și penale. Nu știu ce riscă. Păi, așa a fost, a avut mare noroc și a scăpat de această... L-a scăpat și electoratul de asemenea și de toate, de poveri și așa. De asta v-am spus, am fost curios, i-am auzit pe cei de la arhive vorbind despre arhiva, noua arhivă a primăriei municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. Modernizarea spațiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru, Bodea, din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc și aici o serie de străzi. 33 de miliarde. 34. Vedeți aici, vedeți că este un proiect pe fonduri europene și vreau să punctez câteva chestiuni la acest important proiect. Toate cartierele care noi am discutat că sunt reabilitate din banii din bugetul local și vorbesc de 54 de miliarde și vorbesc de Ciprian Porumbescu, trandafirilor, vorbesc de civicultorului, cea mai mare parte, zona ICAS și celelalte spații, puteau fi reabilitate pe fonduri europene. Uh-huh. Proiectul început în anul 2010, era prevăzut și reabilitarea acelor zone în care noi acum le facem prin banii din bugetul local. Uh-huh. Hey, în zonele respective erau acele magazii de tot felul, magazii, garaje. Da.
Când au venit cei de la agenției de ADR și au verificat în zonă, i-au atras atenția. Dom'le, aveți terenul liber de sarcini? De unde știu eu cu garajul acesta sau ăla nu are autorizație de construcție și blochez un propriu fond europene? N-a avut curaj să elimine acele garaje. Au rămas parțial Câmpul Lungu cu un proiect care au pierdut 2,5 milioane de euro. 2,5 milioane? Da, le-a pierdut din cauza că nu a adus la îndeplinire ceea ce a spus ADR-ul. Da. Sau și alte condiții la care mă opresc, nu vreau să le comentez. Astăzi că e prea mult de adăugat la acest, la acest proiect, dar vreau să rețineți că iată că noi din bugetul local trebuie să reabilităm din banii bugetului aceste spații care puteau fi reabilitate prin fonduri europene. Da, păcat. 34 de miliarde, miliarde de lei vechi. Și o investiție, mă rog, ați făcut ceva furor, i-ați încântat pe, pe Câmpul Ungeni de sărbătorile de iarnă. Bun, într-adevăr, și ceva investiție, dar a ieșit ceva cam povești. Mă refer la iluminatul ornamental. Da, dar nu numai iluminatul ornamental de sărbători. Am făcut și un iluminat la toate bisericile din municipiul Câmpul Lung. Și ca orice, uitați aici, avem biserica din, din Părâul Corlățeni, iluminat, catedrala din zona centrală, care tot sistemul de iluminare cu cabluri subterane, alimentare de la iluminatul public, nu plătește Biserica Sfântul Nicolae din zona centrală. Mi-a plăcut și mi-a dorit acest lucru. Am văzut și eu în alte orașe cum și, bineînțeles, ornamentat, iluminatul ornamental de sărbătorile de iarnă din zona centrală. Păcat că n-a fost mai multă zăpadă, nu? Da, a fost, a fost, dar după sărbătorile de iarnă, cu acea plasă frumoasă din zona centrală a platoului central, o investiție din bugetul local. Mă bucur că s-au, în primul rând, copilașii s-au bucurat și cetățenii câmpulungeni la, la acest, la acest iluminat ornamental de sărbători de iarnă. Da. Bineînțeles, domnul Chitovă și noi am fost copii și întotdeauna ne-am dorit să trăim acele momente cu emoții și am avut un oraș ornat după, după atâtea eforturi, de atâtea de, eu știu, și deranj urban cu aceste săpături și, mă rog, veți continua investițiile. Și sigur, o să mai avem, o să, o să mai avem, fie da, investiții discutăm foarte mari. Da, de așa un moment plăcut, măcar de sărbători, să avem, eu știu, să aibă Câmpul Ungeni, eu știu, un oraș mai primitor. Și vorba dumneavoastră, de ce să nu ne reamintim de copilărie și de... Atunci poate n-aveam atâtea luminițe, atâtea lucruri, dar ne bucuram și noi atunci, dar acum chiar încântă ochiul și totuși se gândesc și ei. Cineva, administrația locală, primarul, s-au gândit și la ei. Păi, o puțină bucurie. Da? Că de multe ori mulți primari... Da, așa primari a arătat orașul să... meu... Da. În iarna 2015-2016, ornat de sărbătorile de iarnă. Da. E parcă un colț din povești, din filme. Da. Am vorbit despre cel puțin 16, nu? Investiții din, cu bani din bugetul local. Ați pregătit pe fonduri europene aproape, da? 16. 14 câte erau? 14 proiecte pe fonduri europene. Am profitat și profit de această sesiune, programul operațional, cu toate că este întârziat, 2014-2020, iată, foarte întârziat, 2016. Foarte întârziat. Da. Mi-am pregătit proiecte importante pentru Câmpul Lung, dar din bani europeni. Dar cu ce o să începeți? Cel mai mare proiect pe fonduri europene va fi, cum am spus și dumneavoastră, un disconfort în următorii ani, 3-4 ani de zile pentru Câmpul Lung, dar va fi o satisfacție când ai 99% din locuințe cu apă potabilă și canalizare, asta spune totul. În prezent, care e procentul? Peste 55%, deci e un procent care puțin am depășit. Cu acel proiect prin BDCE am depășit procentul de 50%. Deci diferența o facem prin acel mare proiect de 26 de milioane de euro. Ce va presupune?
Exact. Deci, în primul rând, va fi reabilitată stația din aeroportului. Stația aeroportului va fi reabilitată cu bazinele Runc și Măgura, 80 de kilometri de canalizare și 70 de kilometri de rețea de apă potabilă, 22 de stații de pompare, fiindcă orașul, vedeți, da, este așezat pe culmi, pe versanți, și trebuie să sistemul de pompare în sistemul de ducere în canalizare, stația de depurare. Și cel mai important lucru este reabilitarea stației de epurare, pentru că la ora actuală este un miros insuportabil câteodată în zona Câmpulung Est și pe bună dreptate cetățenii au telefonat de multe ori la primărie pe acest subiect. De aceea am prevăzut 3 milioane de euro de reabilitare a stației de epurare prin treaptă terțiară. Mm-hmm. Domnul Chitovăț, foarte mulți bani s-au băgat în această stație de epurare și iată că n-a fost finalizat. Parțial a fost prin credit, prin banca comercială și mare parte din fondul de mediu. Așa s-a făcut proiectul în perioada cât a fost domnul Șerban, 8 ani de zile, o stație de epurare nefinalizată, cu miros insuportabil în zona Câmpulung Est. De aceea am și prins prioritar pentru proiectul acesta reabilitarea stației terțiare de 3 milioane de euro. Da. Și să reamintim totuși suma totală... 26 de milioane de euro. De euro. Da. Cum a spus dumneavoastră, o investiție care va aduce disconfort, dar niciodată, cred că, eu știu, destul de greu ar putea comunitatea câmpulungeană să strângă acești bani în condițiile este în care imposibil. Bugetul anual e de 5 milioane de euro. Veți intra în continuare cu reabilitări la infrastructura rutieră, trotuare, spații verzi, deci veți continua ce ați început într-un fel, dar deja pe bani europeni. Pe partea din nord al municipiului au început lucrări deja de alimentare cu apă potabilă, canalizare, colectorul principal. Vom veni cu proiectul acesta de apă și canalizare de care am vorbit anterior și mi-am pregătit un proiect de asfaltare, reabilitare și spații verzi. În mai multe zone din municipiu. În mai multe zone, începând de la stația de epurare din zona Izvorul Alb până la BTT și din zona centrală de la autogară până la Pârâu Mure. Deci trei proiecte împărțite, total să ajunge undeva la 10 milioane de euro. 10 milioane de euro. Iată. În această lună, luna mai, care imediat bate la ușă, o să depunem acest proiect, când deschisă sesiunea de depunere a proiectelor pe această axă. Da, spuneți-mi, ce presupune această investiție, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii culturale? Da, e vorba de Biblioteca Municipală, domnul Chitovăț, care am și predat-o Companiei Naționale de Investiții în toamna anului 2015. Investiția va fi de 1 milion de euro, cofinanțare zero, și chiar săptămâna trecută m-a sunat de la Compania Națională de Investiții că până pe data de 20 mai acestui an va fi scoasă la licitație care se va ține la Compania Națională de Investiții. Asta înseamnă că cel târziu până în toamnă vom începe lucrările de reabilitare a acestui așezământ cultural Bibliotecă Municipală, în care va fi reabilitat interior tot ce înseamnă instalații de ventilație, de iluminat, mansardă, exterior. Deci și mansardă va fi la această, investiție. Rămâne în zona culturală. Aveți gânduri și pentru muzeul? Dacă din regie putea să ne ajute cu niște imagini la aceste proiecte, fiindcă sunt foarte importante și aș fi vrut... Am ajuns aș fi vrut să le comentăm chiar pe imagine. Deci vorbim de pe fonduri europene, punctul 3 și 4, da?
cu dotarea. O să revenim când găsesc, vor găsi imaginile respective colegii mei, dar aș spuneam că ați... Uitați, da. Acum, mulțumim de regie, da? Așa va arăta noua bibliotecă reabilitată pe fonduri europene, care deja proiectul este aprobat și va fi scos la licitație până pe 20 mai acestui an. Așa. Și cum spuneam, da, cum asarte, nu putem comenta, adică... Da. Sau putem comenta doar laudativ, n-ai ce reproșa. Deci proiectul va ajunge la 41 de miliarde de da, un milion de euro. Un milion de euro. Reabilitare totală a acestui... Da. Rămânem, cum spuneam, în zona culturală. Aveți gânduri și pentru binecunoscutul muzeu Arta Lemnului. Arta Lemnului, da. Luna aceasta, luna mai, care urmează, vom depune acest proiect important și așteptat de oamenii de carte, oamenii de cultură, muzeul Arta Lemnului, care este ca și piese de valoare, este unic în România. Da, este un proiect, o reabilitare a clădirii, a fost fosta prefectură a raionului Câmpul Lung în această clădire și din anii 1960-1970, uitați, aceasta este clădirea care va fi reabilitată, Muzeul Arta Lemnului, investiție de aproape 3 milioane de euro. Da. V-am spus, care găzduiește piese unice din România, în cea, piese da. Din lemn. E cunoscut la nivel național. Da. N-a fost ușor când trebuia toate avizele, deci le-am obținut, deci le-am da. Și depus. Da. Avem aici în imagine Colegiul Național Dragoș Vodă, tot reabilitare exterioară-interioară a unei da. Din cele mai emblematice instituții de învățământ corect. Din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Dacă mai avem ceva imagine, iată și bază sportivă acolo. Pentru că am văzut cele două terenuri acolo. Ați menționat la început despre stadion, care a rămas până la urmă stadionul la municipiul Câmpulung Moldovenesc. Da, acum pregătiți un proiect legat de baze sportive în apropiere. Despre ce e vorba? Uitați, chiar acum avem imagine la stadionul municipal. Cum v-am spus, l-am câștigat în instanțe. Era propus pentru retrocedare. Deci va fi un complex de agrement chiar pe terenul 2 al stadionului, al terenului din jurul stadionului, cu o bază sportivă adecvată și specifică. Iată, modernă, elegantă, da? Ce să mai... În afară de aceasta va fi reabilitat și stadionul propriu-zis, unde se desfășoară, uitați, acesta va fi reabilitat cu pista de atletism, cu tot ceea ce înseamnă terenul pentru atletism. Și vedeți, aici avem vara piscină și iarna va fi patinoar. Artificial. În sfârșit se mișcă și Câmpul Lung Moldovenesc în zona asta, a agrementului și a sportului. În luna mai, deci sunt patru proiecte care le vom depune, inclusiv complexul de agrement sportiv de la stadion. După școli, după sport, treceți și la sănătate, ca orice primar, ia pe categorii, nu investiții. Am înțeles că în plan aveți și dotarea unității de primiri urgențe sau, cum îi spune, secția sau, mă rog, deci, puncte. Deci, la acest spital am promovat deja două proiecte pe fonduri europene. Unul de crearea unui centru de primiri urgențe și al doilea proiect de dotare medicală cu aparatură medicală și reparații capitale la spitalul municipal. S-au investit mulți bani în spitalul municipiului Câmpul Lung din bugetul local, pentru că anul trecut el a trebuit să treacă de o etapă foarte importantă, acreditarea din partea Ministerului Sănătății. Și n-a fost ușor, pentru că trebuiau atinse anumiți parametri de funcționare a unui spital municipal. Din bugetul local s-au alocat foarte mulți bani pentru a reabilita anumite secții, astfel încât să primească punctajul necesar trecerii acreditării. Și așa s-a întâmplat. Și acum urmează etapa a doua. Dacă aveați cele 130 de miliarde de lei vechi pe care le-ați dat... Domnul Chitovăț,
m-am gândit și eu câteodată la asemenea ce aș fi făcut cu banii, câți banii câmpul ungenilor. Da. Unu, banii ăștia puteam finaliza pârte de schi fără să mai avem problemele care le avem și stăm cu mâna întinsă la Guvernul României să ne dea banii, sau s-a asfaltat toată partea din nord a municipiului Câmpul Lung, cu 131 de miliarde. Bani care, v-am spus de la început, în ce direcție au plecat din bugetul local. Da, din bugetul da. Local. Da. Sau parte din bani puteți folosi și da, la spital. Dar m-am gândit la aceste spitalului. Două, bun, dar două aspecte. Cel puțin ar aduce bani pârtia dacă era finalizată. Într-adevăr, aveți și clădirea, un centru de zi pentru copii cu dizabilități? Da, vedeți, este un subiect, e un subiect sensibil la unei comunități. Și Câmpul Lungu, și în Câmpul Lung avem peste 70 de copii, copilași, care au asemenea probleme, dizabilități, de diferite forme. Da. Mi-am propus ca una din școlile din Câmpul Lung, și mai exact școala numărul 1 din Sâhla, să o propun spre înființarea prin fonduri europene a unui centru medical de recuperare a copiilor cu dizabilități. Mm-hmm. Până atunci când vom avea certitudinea că acest proiect poate fi finalizat, eu am pus la dispoziția copilașilor, parte din ei, demisolul de la primăria municipiului Câmpul Lung. Îmi pare rău că n-am niște fotografii să vă arăt, că am pus la dispoziția acestor copilași și la o asociație care, vă spun cu toată sinceritatea, nu am văzut până acum asemenea echipă de oameni care se ocupă cu acești copilași de cu reabilitarea lor, prin voluntariat. Noi am dirijat bani importanți din bugetul local pentru anumite intervenții chirurgicale la acești copii, parte din ei. Mm-hmm. Chiar în luna aprilie, doi copilași, Daniel și Ștefănel, au primit în jur de 7.000 de euro pentru a fi operați în străinătate pentru diferite afecțiuni locomotore. Dar în același timp sunt kinetoterapeuți care zilnic și masior care îngrijesc acest copii. Repet, le-am pus la dispoziție jumătate din subsolul primăriei, au toate condițiile și aici mă refer la sistem de încălzire, grup sanitar cu apă caldă și tot ceea ce le-o trebuie lor. Mm-hmm. Păcat că nu am fotografiile necesare pregătite să vedeți ce activitate există acolo și mi-am dorit și îmi doresc ca acest centru să fie adus în Câmpul Lung. Acum, pe zona de sănătate, văd două proiecte, deci distincte. Una pentru centrul unității de primiri urgențe, nu? Da. Și separat pentru reparații capitale, dotarea aparaturilor pentru spital. Pentru spitalul municipal. Pentru spitalul municipal. Și aici, investiții de 28 de miliarde pentru spital și 125 pentru centrul de primire urgențe. Continuați cu reabilitările și modernizările la școli. Sunt două proiecte. George Voievitca și sală de sport, modernizare sediu, Bogdan Vodă. Sume importante. Deci toate instituții, cum v-am spus și din prima parte a emisiunii, ceea ce am făcut minim necesar, reparații și acoperiș și în sistem de încălzire, le-am făcut din bugetul local, dar cea mai mare parte de reabilitări interioare, exterioare, terenul de sport, vrem să le facem prin proiecte fonduri europene. Pentru că sunt sumele destul de importante, nu ne permite din bugetul local și atunci profităm de acest program operațional, fiindcă ce am înțeles de la toate instructajele pe care am și participat eu și colegii mei, prioritar va fi învățământul la accesarea acestor fonduri. Sunt numai puțin de 1, 2, 3, 4, 5 unități care vor beneficia de proiecte care pornesc de la 51 de miliarde până la 78 de miliarde, 80 de miliarde de lei.
Mi-au atras atenția încă două proiecte, și un proiect și o intenție. Anveloparea blocurilor de locuințe. Se impune? Da. A mai fost vreo etapă până acum? În Câmplung avem 110 blocuri în toate cartierele care v-am spus, zona Stadion, zona Bodea, cu peste 220 de scări de bloc, în care cea mai mare parte a lor au fațadele deteriorate. Până acum au făcut cetățenii prin asociația de proprietari pe cheltuiala lor proprie acele anvelopări. Da. Iată că a venit ghidul nou prin care aduce anumite modificări și unele avantaje pentru accesarea fondurilor europene de anvelopare a blocurilor. Și nu numai anvelopare. Prin acest ghid pot fi reparate acoperișuri, instalațiile electrice și inclusiv lifturile. Procentul este 60% Uniunea Europeană, 40% primărie și asociația de proprietari. Problema este că, în primul rând, trebuie să fii constituit într-o asociație de proprietari cu personalitate juridică. În primul rând. Corect. În al doilea rând, să ai cartea tehnică al imobilului. Da. Și în al treilea rând, locatarii de acolo să nu aibă datorii la utilități. Fiindcă dacă ai o datorie la apă rece, la gaz, metan, atunci ai toate șansele să-ți respingă acest proiect. Noi deja ne-am întâlnit cu firma de consultanță și deja începem după sărbători să lucrăm la acest proiect. Fiindcă depunerea este undeva în toamnă, spre iarnă, chiar în primăvară. De aceea s-a întârziat foarte mult aceste ghiduri care pe noi primarii ne-au cam luat așa un pic prin surprindere, că foarte mult au întârziat. Da. Domnule primar, și acum la nivelul de intenții. Ați anunțat că doriți trecerea în proprietatea primăriei a celor două cinematografe și a Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiu. Într-adevăr, un subiect legat de case de cultură proaspăt, sindicaliștii la nivel național au ajuns la concluzia că ar trebui cedate pentru că n-au fonduri pentru reabilitări și așa mai departe. Cu cinematografele și Casa de Cultură. Domnul Chitovăț, Câmpulung Moldovenesc este unul din orașele care beneficiază pe teritoriul lor, de o Casa de Cultură a Sindicatului. Și o Casă de Cultură frumoasă, construită în anii 1972-73, din județ Suceava, numai Câmpulung Moldovenesc și municipiul Suceava dețin pe teritoriul lor Casa de Cultură a Sindicatului. Și pentru mine este îngrijorător ca o casă de cultură, chiar prin denumirea ei, să fie folosită ca restaurant sau baruri, mi se pare inacceptabil așa ceva. În primul rând, aceste case de cultură, și nu numai la Câmpulung, dacă mergem, sunt 20 ceva de case de cultură în România, ale sindicatelor, ele în primul rând nu sunt încălzite, nu sunt renovate, nu sunt întreținute, fiindcă nu au bani necesari pentru asemenea intervenții. Și vă dau exemplu la Câmpulung Moldovenesc. Deci, o casă de cultură care nu se întâmplă nimic ca activitate culturală, artistică în ea. Deci, o dată pe an, dacă când mai vin și acele întâlniri, balul bobocilor, și veneau săraci elevi de la toate liceele din Câmpulung, domn primar, ajutați din bugetul local, chiria la Casa de Cultură. Păi nu se poate, domnule, dacă ai copiii din orașul tău, păi iei bani, 50 de milioane de lei, 70 de milioane, chirie pentru 2 zile, 3 zile, ca să folosească sala mare a Casei de Cultură. Păi în Câmpulung Moldovenesc sunt foarte mulți oameni de carte. Nu există lună să nu fie lansată o carte de către un scriitor sau un poet. Păi știți unde sunt lansările? Prin bibliotecă, prin niște săli din astea așa mai mici, la Casa de Cultură trebuie să plătești chirie. Sau mai ai lansare când îți minus 20 de grade afară și faci lansare de carte într-un imobil care nu este încălzit. Repet, vom face toate demersurile și nu numai eu, ca aceste case de cultură să devină parte a unității administrative teritoriale, care e primăria.
Păi vă spun la Câmpul Lung un caz. Păi nici n-ai cum să ții spectacole cu oameni din, de cultură și artă din marile teatre din România când vii îmbrăcat în cojoc și în, cu tot așa, că cu mănuși, ca să stai la un spectacol. Ei, al doilea obiectiv care mi-l propun sunt cinematografele. Cinematograful Luceafru din cadrul fostei primării, care este un subiect de discutat și acolo, că două etape sunt reabilitarea exterioară a fostei primării din bugetul local de aproape 10 miliarde și etapa a doua de reabilitare interioară, care intră și un cinematograf Luceafru, care a fost și el construit în anul 1869, când a fost construită clădirea. Cinematografia română ne-a trimis anul trecut vreo două adrese că va veni la Câmpul Lung să ne predea cinematograful. Am făcut noi vreo 5 adrese să vină, n-au mai venit, n-au mai dat niciun răspuns la adresele noastre. Acum am făcut așa la cinematografie. Dom'le, dacă totuși ne dați cinematograful Luceafru, dați-ne și cinematograful Moldova. Este un cinematograf foarte mare. Fiindcă sunt două clădiri, cel puțin cel al cinematografiei Moldova, care se deteriorează de la o zi la alta. Sunt două obiective care mi le propun în următorul mandat. Da, aici vă dorim succes. Două, trei întrebări, domnule primar, de final de emisiune. Probabil ne vom întâlni în campania electorală. De ce? O întrebare firească, fără ascunzișuri. De ce vă doriți al doilea mandat de primar? Domnul Chitovăț, de ce îmi doresc al doilea mandat? Pentru că am pus atât mult suflet și echipa care aparține Național Liberal în aceste proiecte și în aceste reabilitări și n-am, faptele s-au văzut prin proiecte și prin realizări concrete, vrem să aducem Câmpul Lung Moldovean la nivelul la care măcar arăta acum 25-30 de ani. Fiindcă municipiul Câmpul Lung a luat de două ori, la nivel de orașe mici, premiul întâi cel mai curat și frumos oraș din România. Repet, de două ori, la nivel de orașe mici. Asta mi-am propus și sloganul meu de campanie este următorul. Un oraș european, civilizat și curat. Nu a fost ușor, cu foarte multe sacrificii, și mă refer în primul rând la cetățeni, că m-au înțeles în momentul când am luat acea decizie de a demola peste 490 de clădiri improvizate și iată că în locul lor am venit cu proiecte din bugetul local, tot din banii câmpulungenilor, cu spații verzi, astfel încât îmi doresc orașul în care trăiesc, locuiesc de zeci de ani, așa, să arate ca un oraș european, civilizat și, nu în ultimul rând, curat. Cetățenii, concetățenii dumneavoastră, ce spun de intenția dumneavoastră de a merge pe al doilea mandat? Vedeți, noi primari de orașe mici avem un avantaj mai mare decât primari de orașe mari. Fiindcă noi ne întâlnim zilnic pe stradă, orașul e mic, ne cunoaștem, nea Vasile, nea Tante Maria. Hey, și avem un avantaj, fiindcă comunicăm tot timpul cu dumnealor. Atât în timpul audiențelor, dar în special când mergi pe șantiere, pe stradă, când mergi pe la poarta omului, avem acest avantaj primarii de orașele mici. Domnule primar, aveți posibilitatea acum că suntem înaintea unei sărbători religioase importante pentru creștinătate, pentru români, dacă doriți să transmiteți de sărbători un mesaj concetățenilor dumneavoastră și nu numai. În primul rând, câmpulungenilor, vreau să le, și nu numai, și celor care sunt plecați departe din Câmpul Lung Moldovenesc, la care noi comunicăm prin pagine de socializare, le transmit cu ocazia sărbătorilor pascale să aibă lumină în casă, pace și să se bucure de aceste frumoase sărbători unice care sunt sărbătorile creștinității. Hristos a înviat, spun acum mai, dar mai degrabă Paște fericit, sărbători fericite. Mulțumesc pentru participare, la fel și noastră, sărbători fericite, domnule primar. Succes, adică nu o spun cu strângere de inimă că
cineva ar putea să critique moderatorul că urează unui primar succes, pentru că chiar aveți despre ce vorbi, despre realizări, despre lucruri bune și de ce nu avem amintirea unui oraș frumos. Totuși, mulți dintre noi ne referim la Câmpul Lung Moldovenesc cu bazele sale de agrement și așa mai departe. Și cum a spus dumneavoastră, ordine, disciplină și curățenie. De asta vă îmi permit să vă urez succes în munca dumneavoastră din administrație. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, rămâneți cu Bucovina, cu știrile Bucovina TV, prezentate de Oana Cocoș. Numai bine!